de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! Nu e așa că merge o cafea în dimineața asta? După ce aseară am asistat la un spectacol jalnic al clasei politice românești și nu mai vorbesc de cei care erau protagoniștii principali și ceilalți care așteptau pe margine să se jucau de a comentariile politice și profitat de criză. Dintre toți, cel mai simpatic a fost fostul ministru de externe, cred, Titus Corlățean, care a spus ceva de genul: noaptea și consultanții sunt un sfetnic bun, dar nu neapărat consultanții, nu oricare consultanți, consultanții rezerviști. Deci rezerviștii sunt un sfetnic bun, ceea ce înseamnă că pentru Titus Corlățean, cel puțin, ca și pentru câțiva români atenți selectați, ce s-a întâmplat aseară și ce se întâmplă zilele astea, nu este o mare noutate. Întrebarea e: cui folosește toată această mascaradă, că în niciun caz nu-i folosește omului simplu. Astăzi suntem într-o zi prea frumoasă de joi, am intrat în septembrie și a apărut numărul 504 din Mesagerul de Neamț, care se găsește și în puținele chioșcuri care mai rămân în funcțiune în județul Neamț pentru presă. Eu vă invit să citiți, de exemplu, editorialul de astăzi, care, scris cu câteva zile înainte, practic anticipează ce s-a întâmplat în seara trecută. În rest, o să discutăm mai pe larg despre ziar, puțin mai încolo, să reținem doar câteva titluri. ADR Nord-Est nu transferă nici inteligent, nici de ajuns. Ce nu transferă, dacă citiți cu atenție, o să vedeți. Avem și un material despre lanțul documentelor falsificate la primăria Rediu. Baza hipică, amintirile ne răscolesc doar pe unii. Să luăm fața investitorilor cu parcul industrial, și asta o să discut și cu invitatul de astăzi. La Grințieș cu Consiliul Județean vopsit, pe gard, așa, și instituția săptămânii. Invitatul nostru de astăzi este pregătit, a băut ca și mine, cred că două cafele, cred că a urmărit ce s-a întâmplat aseară prin zonele acelea importante, așa zis, guvernamentale. Bună dimineața, Liviu Harbus! Bună dimineața, domnule Bălănescu! Da, m-am speriat când ați început cu a băut ca și mine și mă gândeam... O cafea! Da, o cafea! Două cafele! Două cafele. Așteptarea emisiunii. Cum e? Nu pot să spun că mi-am pierdut noaptea urmărind ce se întâmplă, pentru că deja politicienii români sunt previzibili. Atunci când avem probleme din toată direcțiile, atunci când avem o criză în sănătate, avem o criză economică, avem problemele cu energia, cu scumpirea energiei, normal, cine lipsea ca să fie un sistem integrat la pachet? Ați văzut? Asta este... De o criză politică. Un sistem integrat. Noi ținem sistemele integrate. Și iată, doar în zona asta, doar în zona crizelor, atunci când vorbim despre administrație, despre guvernare, sistemele nu mai sunt integrate, sunt dezintegrate. Ceea ce se și întâmplă. Asistăm la o dezintegrare a clasei politice care, așa cum ar trebui să fie responsabilă, înțelege că acum să facă jocuri ca la școală. Ca la școală, nu la școala politică, nu la școala serviciilor secrete, ca la școala primară. Papa mătii. Lucruri care, până la urmă, aduc consecințe pe care nu le suportă ei. Din păcate, le suportăm tot noi, le suportă cetățenii, pentru că oamenii nu sunt interesați nici de starea proastă a unor miniștri care... Cum e posibil ca un prim-ministru să convoace miniștri la guvern în ședință? Eu n-am mai auzit, deși am... Și aia să nu vină. Și ei să refuze să vină la ședința de guvern. Păi gândiți-vă ce s-ar întâmpla la școală sau la locul de muncă în care un elev sau un angajat spune: băi, eu n-am chef să vin astăzi, uite, nu vreau.
pentru că nu-mi convine ce vrei tu să faci astăzi. Așa ceva. Așa ceva, asta, chestia asta cu așa ceva e atât de faină. E faină, așa ceva. Și foarte românesc. Da. Păi, stăteam și mă gândeam. Cui folosește chestia asta, domnul Harbas? Cuiva folosește. Nimic nu e întâmplător. Și dacă ne luăm așa, după supoziții și după teorii și după paradigme prezentate de către politicieni, se pare că avem și motive în zona justiției, în nominalizarea capilor DNA, capilor, nu sună bine ca să nu zică cineva că e capul de tutti capi, a șefilor... Da, atunci spuneți DNA, ICOT. Atunci spuneți de ICOT că ei se ocupă cu mafia. Procurorul general, adică eu am o întrebare și bineînțeles retorică. Ce credibilitate poate avea un guvern în momentul în care pune în discuții astfel de situații? Ce credibilitate mai au instituțiile statului? Se miră și se supără foarte mulți miniștri că cetățenii nu se vaccinează. Păi cum, la îndemnul guvernului să se vaccineze, ce credibilitate mai au demnitarii în momentul în care în interiorul unui guvern sau câțiva miniștri, foarte supărați din punct de vedere politic sau, nu știu, nici nu vreau să mă gândesc la interese financiare, pentru că ar fi mult prea mult și sper ca eu să greșesc, să nu fie vorba despre câți bani primesc primarii PNL sau câți bani primesc primarii PSD sau... Dar vedeți, pe la urmă această atitudine este ciclică, repetabilă, pentru că nu s-a întâmplat ceea ce noi vorbeam de reforma administrativă. S-a făcut reforma administrativă, s-a făcut reforma justiției, s-a făcut un parlament de 300 de parlamentari. Avem alegeri în două tururi la primari? Nu. Lucrurile astea cu care au defilat în campania electorală și ne-au explicat cei de la USR, de exemplu, că vor muri acolo, pe câmpul de luptă, pentru aceste principii. Au spus că vor lupta până la 1. De la 1 încolo iau pauză. Părerea mea că au luptat până nu o să mai fie niciunul. La ce se întâmplă acum, au luptat de n-au mai putut. Adică, deja sunt isterii de adolescenți. E adevărat că miniștrii, unii din miniștrii USR sunt încă adolescenți. Dar eu speram că asta să fie un avantaj și o calitate. Dar să aud că trei miniștri nu doresc să vină la ședința de guvern. Că nu vor ei. Guvernul, ca să fie demnitar, înseamnă o mare răspundere, în primul rând. Da, suntem în România și nu mai e America țara tuturor posibilităților, ci România. Ei, lăsați acum. România a fost întotdeauna țara tuturor posibilităților pentru unii. Dar haideți un pic să mi-ați pronunțat o frază, mi-a rămas așa în minte. Nu vreți să vă gândiți că e vorba de banii pentru primarii PNL și pe urmă a spus sau pentru primarii PSD. De ce faceți asocierea asta PNL-PSD? Eu nu știu, sunt foarte mulți care asocierea asta o fac în seara, au făcut-o toată noaptea trecută, nu știu ce fac rezerviștii. După cum merg lucrurile? Eu mă refeream la un punct comun. Eu am înțeles. Programul Național de Dezvoltare Locală. Cum a funcționat PNDL 1 și 2? Păi noi am strâns niște bani sau din fondul de rezervă a primului ministru, pe care i-am alocat direct de la guvern în funcție de necesitățile și nevoile cetățenilor, dar prin prisma liderilor lor politici și administrativi. Nu vreau să intru mai mult în detalii. Ce pot să vă spun este că acest PNDL 3 se cheamă Angel Salini. Am constatat, deci e un mare beneficiu din punct de vedere cultural, da, pentru România. Exact, exact. Și educațional, pentru că așa au aflat tinerile generații despre Angel Salini, despre care credeau că e o stradă. Sau un pod. Sau un pod. Da, dar bun, nu, acolo era podul ăla, știi, unde plătim taxa, nici măcar nu știam că se cheamă Angel Salini, pentru că nu stă să citească nimeni placa la intrare. Gândiți-vă că Angel Salini, totuși,
a făcut un pod în 5 ani la vremea cel mai mare de 2600 de metri. Deci cel mai mare pod din Europa. În 5 nu, ani? Nu știu. În 5 ani. La vremea aia, cu tehnologia de atunci. Dar el sclipitor, un mare inginer. Și ce a mai fost Angel Salini? Ce să vezi? A fost și un mare pedagog. Și ce a mai fost Angel Salini? Președintele Academiei Române. Ce a mai fost Angel Salini? Ministru. Și revin. Păi dacă Angel Salini a fost ministru astăzi, dacă ne uităm, cum să-l aplaudăm, miniștrii? Sau la ce să ne gândim? Pentru că, din păcate, și aici se exagerează, bineînțeles, de exemplu, eu tocmai m-am întors din Statele Unite și mă gândeam cât a fost acuzat Câțu, că a făcut două zile, eu eram plecat în perioada aia din țară. Două zile de pușcărie. Două zile de pușcărie. Păi în Statele Unite faci două zile de pușcărie, dacă, mă scuzați, ai urinat pe un tufiș și te-a prins poliția, faci două zile de pușcărie. Doar că acolo nu contează că ești președintele Statelor Unite, că ești măturător, că ești homeless. Legea este aceeași pentru toți. Deci ai băut în public două zile de pușcărie. Cu excepția rezerviștilor și acolo. Acolo nu există rezerviști, pentru că ei rămân activi până ies cu picioarele înainte. Și haideți să nu luăm în discuție ce înseamnă serviciile în Statele Unite, să vorbim de CIA, care nu are nici o rezervă să-și sacrifice și proprii oameni atunci când trebuie. Haideți să vedem ce se întâmplă și cu declarațiile și interviurile pe care le dă cel care a condus echipa de comando SEAL, care l-a... Îl critică pe președinte, da. A opărât pe Osama. Osama Bin Laden. Adică, despre ce vorbim? E o lume nebună, trăim într-o lume nebună, dar până la urmă diferența o face modul în care faci politică. Pentru că România și-ar dori să fie independentă, să fie puternică, puternică economic. Totul pleacă de la comportamentul și activitatea politică. Fără asta nu putem face nimic. Încercăm un scenariu pentru perioada următoare? Da, un scenariu. Eu vă spun care este părerea mea și nu e tocmai avizată, pentru că nu sunt nici vreun comentator politic. Politician nu mai sunt de mult, că dacă eram membru unui partid și eram și eficient. Lăsați, mă provocați. Ce pot să vă spun eu e că USR-ul nu va pleca de la guvernare. Asta cu siguranță. Câțu nu-și va da demisia, nu va pleca și trebuie să subliniem faptul că domnul Câțu nu a făcut asta de capul lui. Adică fără acordul președintelui României n-ar fi făcut asta niciodată. Cronologic vorbind, mă scuzați, a ieșit președintele într-o declarație, a îndemnat la cooperare calm, după care a ieșit domnul Câțu și a cooperat demițându-l pe domnul ministru al justiției. Deci... Bun, acum am să vă spun ceva. Eu cred că domnul Câțu a procedat corect. 1. Acest PNDL a fost discutat în coaliție. De să știa că va veni. Dar de ce a venit astăzi? Dar de ce a venit noaptea ca foții? Dar de ce e graba asta? Dar hai să găsim motivele pentru care Câțu insistă ca PNDL să fie trecut prin guvern. Dom'le, s-a discutat. 2. Miniștrii USR erau obligați, mai ales că prima parte a ședinței de guvern este publică, erau obligați să vină în guvern, să dezbată acolo, să-l înfrunte pe primul ministru cu amendamente acolo. Nu așa, ne strângem la partid, începem să plângem, ne ascuțim săbiile, după care ieșim în presă și atacăm. Nu se tranșează în presă, în media, problemele unui guvern, ci în guvern. 3. Cum spui tu, ministru, eu nu vreau să vin la ședința de guvern. Dom'le, e prim-ministru. Îți place, nu-ți place, îți place de persoană, respecti instituția. Respecti atribuțiile, obligațiile și drepturile pe care le are fiecare ministru, dar mai ales primul ministru. Lucrurile astea sunt, nu știu, de noaptea minții. Adică eu, în continuare, consider că așa cum a procedat domnul Câțu, a procedat corect. Din punct de vedere administrativ, lăsând politica la o parte. Iar președintele, ați văzut că nu era foarte confortabil cu această situație și pe bună dreptate.
Se pare că avem o problemă pe... Adică eu... Se pare... Avem o problemă pe rețea. Deci o să încercăm să revenim, dacă nu intrăm pe telefon. Să vedem dacă reușim. Nu prea ne mai auzim? Acum ne auzim, dacă se poate. Alo? Auziți? Acum vă auzim. Noi nimica, o să intrăm pe telefon cu domnul Harbuz până când să... Acum mă auziți? Noi vă auzim foarte bine, domnul... Nu. Da. Cred că trebuie să refacem legătura, dacă mă auziți. Da, da, facem legătura din nou și vedem cum rezolvăm. Ia să vedem acum... Încercă. Acum ne auzim. Mă auziți? Da. Da, noi vă auzim foarte bine. Vă rogăm să reveniți în discuție. Cred că analiza noastră a produs efecte paratehnice. Să vedem. O să încerc să... Vă rog. Alo. Bun. Da, eu vă aud foarte bine. Vorbim acum despre... Nu. O să intrăm pe telefon și o să fie mai simplu să vorbim decât... Auziți? O să intrăm pe telefon cu domnul Liviu Harbuz ca să audă mai bine. Alo? Alo? Auziți? Vă auzim acum pe telefon foarte bine. Alo, mă auziți? Da, da. Da, vă aud. Haideți să intrăm pe telefon și o să mai încercăm o dată să intrăm pe Skype, reluăm toată procedura. Până atunci să continuăm discuția noastră. Vă aminteați de președintele Iohannis. El este în momentul acesta în postura unui om care credeți controlează situația sau care trebuie în acest moment să găsească niște soluții pentru a merge mai departe într-o formulă care să asigure izolarea PSD-ului, deși mie mi se pare tot mai greu să spui că poți izola PSD-ul în momentul acesta. Președintele Iohannis nu se gândește acum cum să izoleze PSD-ul sau care e poziția PSD-ului sau a opoziției în general. Eu cred că președintele Iohannis caută o soluție pentru ieșirea din această criză. Îi va chema probabil la dialog din nou pe cei de la USR și pe cei de la PNL. Cert este că s-a văzut, el și-a manifestat îngrijorarea, dar dacă vorbim așa pe procedură, gândiți-vă că cei trei miniștri astăzi se vor retrage, sau mâine, sau poimine. În condițiile astea avem de-a face cu un interimat care va ține 45 de zile. După 45 de zile, conform articolului 85 din Constituție, se schimbă structura politică a guvernului și dacă s-a schimbat structura politică, noua formulă guvernamentală, noua propunere de guvern va trebui să treacă prin Parlament. Ce se va întâmpla atunci? Abia atunci va fi un blocaj major. Eu cred că, ca de obicei, așa cum ne-am obișnuit în ultimii 20 de ani, se încearcă o forțare, se încearcă o intimidare, se face un șantaj chiar la un moment dat și lucrurile probabil că se vor liniști în momentul în care e expresia aia, știți, cu câinile de la măcelărie. Când se deschide măcelăria, va fi coadă. Deci, credeți că măcelăria este în continuare atractivă, nu? Absolut. Chiar dacă s-a scumpit carnea, eu zic că rămâne atractivă. Bun, cum se va reflecta situația asta în viitor, în teritoriu? De exemplu, acum observați că nimeni nu vorbește nimic, dar absolut nimic despre banii europeni? Nu, se vorbește, de fapt, noi avem două imagini foarte clare. Avem susținerea, promovarea acestui PNDL3, dar să nu uităm că avem PNRR-ul care este cu adevărat important, fundamental, aș putea spune, pentru dezvoltarea României. E adevărat că motivarea acestui PNDL 3
ține de, nu neapărat de angajamentele față de Europa, căruia noi spuneam că până în 2008, cel târziu, vom avea toalete, canalizare în toate localitățile, OAT-urile rurale. În momentul de față vorbim despre 65% din teritoriul României care nu are, în zona rurală, care nu are canalizare. Deci, în contextul ăsta, da, putem vorbi de necesitatea acestui PNDL, mai ales pentru zona rurală, pentru lucruri minimale. Dar să nu uităm că vine PNRR-ul, care cu adevărat este important pentru transformări și pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea fundamentală a României din punct de vedere economic. Da, pentru noi aici la Piatra Neamț în momentul acesta, sau cel puțin pentru Moldova, lucrurile nu arată bine deloc. Din nou ne gândim dacă vom avea cumva posibilitatea să mai beneficiem de niște fonduri de dezvoltare. Senzația mea este că nu avem nicio șansă în perioada următoare. Nu este chiar așa, pentru că nu este finalizat nici măcar ciclul economic, execuția bugetară pe vechiul program. Actualul program abia începe, apropo de fondurile europene, de dezvoltare, mai ales pe partea de dezvoltare regională. Deci, eu cred că următorii 2 ani ar trebui să fie niște ani favorabili atunci când vorbim despre fonduri europene, despre accesare și mai ales că avem mai multe resurse. Deci, în momentul de față, avem fostul program, avem următorul program, exercițiu financiar european, avem PNDL-ul și avem și PNRR-ul. Foarte frumos sună pe hârtie și în ceea ce, atunci când discutăm noi, avem de toate, dar mai avem pe de altă parte facturi mari la energie, facturi tot mai mari la alte utilități, avem o clasă politică care își dă petec și avem pe plan local aleși de toate genurile și de la toate partidele care nu prea dau impresia că performează, sau așa ni se pare nouă celor cărcotași din presă. Ne-am obișnuit cu asta. Bun. De mult criteriile de performanță nu mai contează. Dar de ce trebuie să... Din păcate și în administrație nu mai contează. Am să vă dau un exemplu, că sar de la unul la altul, apropo de administrație. Se vorba despre creșterea cuantumului salariului minim pe economie. Ok, îl creștem la 500 de euro. E foarte bine că îl creștem, dar eu vă întreb ce face sectorul privat, pentru că, de fapt, coloana vertebrală a unei economii este sectorul privat. Ce vor face oamenii? Pentru că în momentul în care ajunge mie salariul minim în condițiile de astăzi, vorbind la costurile, prețurile de astăzi, gândiți-vă că peste 180.000 de firme românești vor da faliment. Pentru că avem cea mai impozitată forță de muncă din Europa. Deci, revin la scandalul politic de astăzi și la criza politică. Dom'le, veniți cu soluții. Pentru că, de exemplu, mie mi se pare USR-ul că face opoziție din guvern, adică din coaliție. Haideți să fim cinstiți. USR-ul a făcut opoziție din momentul în care au intrat la guvernare. PNL-ul, PNL-ul de când a apărut această coaliție, au avut grijă să nu-i lase pe cei din USR să facă chiar ce vor. Deci a fost tot timpul o bătălie între cele două partide, culmea, cei mai stabili au fost udemeriștii, ca să nu spun ungurii. Ei au fost stabili întotdeauna pentru că ei sunt conștienți că astfel de cutremure politice nu îi favorizează. Ei trebuie să fie la guvernare pentru că ce să vezi, și asta este realitatea, au oameni foarte competenți și știu să facă treaba. Pe care îi pregătesc. În interesul UDMR-ului și a minorității maghiare în mare parte, dar într-un context general, în contextul interesului național, oameni foarte bine pregătiți, pentru că
Eu am fost în Parlament, deputații, senatorii UDMR, dar după mine erau cei mai valoroși. Da. Cei mai școliți, cei mai pregătiți, foarte pragmatici și în același timp foarte echilibrați. Și care vorbeau foarte bine limba română. Ba de multe ori corectau în limba română pe colegi de-ai noștri care erau români pur sânge. Uitați, în moment, acum 12 minute, în timp ce noi vorbeam, s-a stricat legătura pe Skype. Domnul Florin Câțu a pus un anunț, îmi pare rău că nu-l pot acum pune, nu știu dacă poate Bogdan, cred că poate să-l pună, așa, un anunț care pe un fundal albastru, deci situația albastră în România, cu niște mingi de fotbal, semn că fotbalul încă, chiar dacă are rezultate proaste, e la ordinea zilei, scrie, scrie succes România, astăzi câștigăm big time, cu o mână încordată, cu mușchii încordați. Aparent este un mesaj pentru echipa națională de fotbal, aparent, care are diseară un meci istoric cu Islanda. Da? Nu știu, istoric, isteric, nu mai contează. În realitate, cred că este un mesaj cu conotație la criza de astăzi, pornită de aseară pentru astăzi. Nu știu dacă... N-aș face speculații atât de profunde, pentru că nu sunt nici microbist și nici atât de bun cunoscător al politicii ca dumneavoastră. Vai de mine, vai de mine, adică... mă provocați. Păi dacă nu vă mai văd și pot să vă mint, fără să mă uit în ochiul dumneavoastră. Mă provocați. Mă faceți să vă întreb dacă ajungeți astăzi până la ora 14 în Piatra Neamț. Nu. De ce ar fi trebuit? E ceva ce îmi scapă? Da, dacă nu mă înșel, este o conferință de presă a Partidului Pro-România, din care nu știu să vă fi dat demisia. Ba da, mi-am dat demisia. V-ați dat demisia? Uite, avem și o știre astăzi. Avem și o știre. Am dat demisia și le urez succes. Da, v-ați dat demisia pentru că? Mi-am dat demisia pentru că, așa cum bine știți, am fost revocat din funcție. S-a considerat că sunt dușmanul numărul unu al partidului pentru că am îndrăznit să contest o decizie a unei comisii fantomă care se numește Comisia de Etică și Arbitraj. Chiar mă bufnește râsul că e comisie de etică și arbitraj. De fapt, ce înseamnă arbitraj? Înseamnă să arbitrezi două părți, pentru că asta înțeleg eu prin arbitru. Bun. Și, din păcate, această comisie a judecat invitând doar una din părți, o parte care contesta alegerea binului executiv județean, adică mizerii politice care nu vor duce la nimic bun, dar asta e... Ne-am despărțit cu lacrimi în ochi, mai ales la mine, și asta e. Am înțeles. Păcat că, acum bagatelizez din păcate, dar păcat de oamenii care au crezut în Pro-România, au crezut în Pro-România că va face altfel de politici, că nu va deveni o anexă la un alt partid, dar se pare că interesele unor lideri de a fi neapărat în remorca PSD-ului, au explodat și mie mi s-a reproșat mereu că am atitudini de dreapta, că eu sunt de dreapta, da, sunt de dreapta, dar în același timp cred și în social-democrație și cred că România nu mai are nevoie de tot felul de prostii, că ăla e penelist, că ăla e neomarxist, cred că are nevoie de soluții. Deci în astfel de situații cum suntem astăzi, eu am o întrebare la dumneavoastră. Vă rog! PNDL-ul ăsta, în ce doctrină se încadrează? Că dumneavoastră este și profesor de istorie și analist politic. Unde se încadrează, din punctul ăsta de vedere, PNDL-ul? Sau PNRR-ul? Deci, în ce doctrină? Ce doctrină are soluții mai bune sau mai proaste? Venim cu soluții doctrinare sau venim cu soluții aplicate, pragmatice, pe o problemă cu care ne confruntăm? Deci eu cred că PNDL-ul, nu, parcă așa îi spune, nu, PNDL. PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală. Așa, doctrinar... Vă rog frumos ca să nu creadă cineva că vorbim despre Liviu Dragnea. Da, doctrinar se situează acolo în zona intereselor profunde ale României și ale unor lideri politici. Exact.
Deci, lideri politici care au de aplicat un program administrativ și nu unul politic. Bun. Aici nu vorbim de politică. Bun, problema este că acel program aplicat administrativ să nu fie în pantă, să fie făcut așa cum trebuie. Și aici este o altă discuție, dar absolut. Avem PRD-uri care au cheltuit bani, au risipit bani în condițiile în care România mereu spune că nu are bani, dar de fapt are bani și cheltuiește aiurea. Dar dacă cineva, nu știu, a violat pe stradă, fiecare este un posibil violator, adică nu mai pun interdicții doar pentru că cineva a greșit și nu fac nu implementez un program pentru că cineva n-a fost în stare? Deci este mai mult decât necesar să facem investiții. Este mai mult decât necesar să avem și reguli clare după care facem aceste investiții. Problema nu este că unul a violat pe stradă. Că știți cum e, una e să violezi pe stradă așa și alta e să violezi un buget. De obicei, bugetul nu poate nici replica. Domnul Bălănescu, violul este viol, indiferent că e bugetar sau stradal. Mă rog, nu sunt pedepsele de același fel. La viol și nici satisfacția, ca să spunem așa, nu este aceeași. Bun, să revenim. Eu consider că nu e o problemă de doctrină și eu cred că în vremurile astea, și nu vreau să repet, noi am tot discutat despre ce se întâmplă în lumea asta, nu interesează oricum pe nimeni. Eu cred că doctrinele nu mai au loc, sunt toate depășite și vorbim despre o clasă politică care trebuie să se adapteze la realitățile economiei internaționale, nu numai economice, și sociale. Și uitați-vă, criza medicală, vine valul 4. Adică, cum în câteva zile noi nu mai discutăm nimic despre pandemie? Am uitat cum și facturile. Vreau să vă spun ce am uitat și ce mă doare cel mai mult. Am uitat că au murit niște oameni în spitalul de la Piatra Neamț, când a luat foc. Am uitat că s-a construit un spital pe care nemții au dat 3 milioane și ceva de euro la Lețcan, care acum este o grămadă de fier vechi. Deci am uitat toate lucrurile astea. Din păcate, memoria publică este foarte scurtă. Așa este. Așa este. Memoria este foarte scurtă și avem oameni extrem de pricepuți să ne aducă în față crize care să ascundă lucrurile cu adevărat profunde din societate. Absolut, pentru că, spun eu, de mâine începând, de până să va termina criza, să va vorbi doar despre criza politică, nu mai vorbim nimic despre energie, nu mai vorbim nimic despre pandemie, nu mai vorbim nimic despre PNL, nu mai vorbim nimic despre fondul PNL. Da. Eu am hotărât așa aici, în redacție cu colegii, ca o perioadă de timp să coborâm nivelul comunicării și să arătăm oamenilor ce se întâmplă în jurul lor. Să nu mai stă. Și uite, nu știu dacă o să puteți vedea. E foarte bine, dar eu vă mai propun ceva. Apropo, că eu am fost fascinat de cât de mulți români, nu știu cine a fost Anghel Salin. Deci, eu vă propun... Mă gândeam câți români știu, de exemplu, că turnul Eiffel a fost construit cu oțel. Desigur, compania, dar cu ajutorul lui Panculescu, Gheorghe Panculescu. Că turnul Eiffel e făcut din oțel de la Reșița. Sau cât știu de Paulescu, care a inventat insulina. Sau haideți în fiecare emisiune să vorbim de câte un român care chiar a făcut ceva și a lăsat ceva. Da, dar asta înseamnă că în 3 luni de zile închidem postul. De ce? Credeți că nu mai interesează pe nimeni? Nu, ba, tocmai când dai exemple, să simt unii prost. Bine, nimica, ăsta e și interesul, să simt așa cum sunt. Da, apropo de ce spuneați dumneavoastră, între timp îl rog pe Bogdan să pregătească două imagini, când îi spun eu să le dea. Așa, apropo de ce spuneați dumneavoastră, de cum sunt unii care au grijă de trecut și de Anghel Saligny, de exemplu, în orașele din Ardeal, dacă te duci, străzile care poartă numele unor oameni, da? Deci Iuliu Maniu, da? Da. Era să spun Ion Antonescu, dar mi-am dat aminte că Ion Antonescu nu mai are străzi. Deci Iuliu Maniu, da?
sub denumirea străzii scrie și așa: om politic român născut în, decedat în, la Sighet. Când treci pe strada aia, vrei, nu vrei, te uiți, că le pun frumos, adică să vadă. Acolo există un cult al trecutului, încă mai există. Absolut, am să vă spun de ce. Pentru că acolo avem Biserica Greco-Catolică, pentru că acolo avem urmașii ai celor care au stat în pușcăriile comuniste, pentru că acolo încă avem români adevărați. Români care și-au transmis românismul și dragostea pentru țara asta din generație în generație. Pentru că acolo sunt fii, nepoți de preoți, de învățători, care au transmis dintr-o generație într-alta adevărul. Pentru că s-a străduit săraca și Osul Longin să prezinte adevărul. Câți mai știu de memorialul durerii, câți mai sunt atenți. Deci le privim așa, ca pe niște filme în contradictoriu cu Sergiu Nicolaescu, cu filmele lui. Exact. Pentru că de la educație pleacă tot. Absolut tot pleacă de la educație. Dacă tu ai avut ministrii ai educației care numai că au stâlcit limba română, dar n-au înțeles nimic despre ce înseamnă un popor educat. Nu înțeleg că, de fapt, educația este o investiție, nu este o cheltuială. Exact cum e și sănătatea. Bun, cu sănătatea acum am văzut. Cu sănătatea, sănătate. Big Pharma a rezolvat, face bani mulți și nu mai au absolut nicio problemă. Și asta reprezintă internațional. Mi-aș dori să fim ocupați, cum am fost ocupați acum de Big Pharma, să fim ocupați de o organizație mondială care să ne educe forțat. Nu numai să ne vaccineze. Dar nu suntem, nu suntem, nu? Forțat. Nu suntem încă și nu ne educă. Nu, nu. Eu simt așa un val de educație forțată, dar mă rog, asta o discutăm în altă emisiune. Vreau să vă arăt ceva, domnul Liviu Harbu. Da, trebuie să văd, că nu văd. Nu-i nimic, o să vadă telespectatorii și eu vă explic. Am deschis. Ați deschis. Te rog, Bogdan, punem... Vă văd pe mine și îmi stricați eu. Punem țeava aceea de gaz. Te rog frumos. Deci, domnul doctor, pe un bulevard al orașului, de mult timp, este această țeavă de gaz în mijlocul trotuarului. Lumea trece pe acolo. Da, cum... gata, știu. Da? Știu, am văzut-o și vreau să vă spun că eu locuiesc în Snagov, de unde și vorbesc cu dumneavoastră acum. În Snagov sunt vreo 16 astfel de țevi care ies fix în mijlocul trotuarului. Și e normal? Nu e normal. Eu întreb așa, dom'le, chiar... Deci am înțeles, domnul Câțu se ceartă cu cuplu Barna Cioloș. Domnul Barna, domnii Barna Cioloș ar pleca, n-ar pleca de la guvernare. Domnul Drulă face poduri și autostrăzi și e foarte bine că le face. Sunt curios cum vă mai... O să profit și o să vă spun că eu sunt un fan al ministrului Drulă. Da, și eu sunt un fan. Mi-aduc aminte și de niște bancuri cu fanul, știți? Dar nu e cazul aici. Și eu sunt un fan, mă întreb doar dacă nu va mai fi ministru, cum voi mai deschide eu site-urile mari din țară și să nu văd în fiecare zi un filmuleț de pe un șantier. Deci asta chiar îmi va lipsi. Dar haideți să fim corecți. Dacă nu transmit de pe șantier, înseamnă că nu se lucrează. Dacă transmit, nu-i bine. Ba da, da, eu sunt bucuros că se transmite. E foarte bine să vedem în fiecare zi care este stadiul lucrării. Exact. Iar mie, Drulă, mi se pare un tip extrem de cis, extrem de eficient. Este eficient. Haideți să-i dăm o șansă. Dar eu n-am nicio problemă. Chiar mie îmi va lipsi să văd în fiecare zi cum se lucrează pe șantiere, cum... un ministru a reușit să-i facă pe toți. Războiul politic. Gândiți-vă că pleacă și unii care nu sunt eficienți, dar la pachet pleacă și unii care sunt eficienți. Poate rămâne, na, nu se pune problema asta. A spus și dumneavoastră că s-ar putea să rămână. Da, da. Eu sunt convins că vor rămâne. Adică ar fi, în primul rând, de responsabilitate, lipsă de asumare și de răspundere politică față de țara asta,
Mereu eu aud, știți, de obicei, cei din opoziție zic, intrăm la guvernare pentru că vrem să ne asumăm și pentru că ne pasă de popor. Vrem să fim implicați și să venim cu soluții. Când ajung la putere, s-a schimbat puțin, adică o lasă mai moale. Nu. Primul lucru care îl spun este moștenirea pe care o avem nu ne permite acum să facem toate aceste reforme și toate aceste lucruri, dar după ce vom găsi și după ce vom ostraciza în piața publică a nu știu cărei țări, că ostracizarea începea să-i, însemna să-i trimis din țară, da? Atunci... Atenție cu cuvintele că nu e exulant de până peste tot. Așa. Deci atunci vom începe noi analiza. Am mai pus o imagine cu un hidrant pe un trotuar, pe o stradă din Piatra Neamț. Haideți, domnul Bălănescu, aduceți-vă aminte de stâlpul din mijlocul autostrăzii despre ce vorbim. Nu, dar nu... Ați uitat pe... acel stâlp uitat în mijlocul autostrăzii? Dar noi am avut la Piatra Neamț, îmi pare rău că n-am imaginea pregătită acum, un stâlp susținut de o macara câteva zile. Deci, despre ce vorbim? Haideți să încercăm să vedem acum în jurul nostru. Ceva, hidranții, că văd imaginea cu hidrantul, hidranții sunt ceva sacru. Și asta am învățat în America. Asta am învățat și noi. Dacă vrei să intri în pușcărie, așa cum vorbeau de domnul Câțu, 3 zile în America, parchează în fața unui hidrant. Și ești sigur că 3 zile ai masa și casa asigurată. Ca să vezi, deci... se poate trage nu numai de la alcool, ci și de la apă. Nu, de la orice. Am înțeles. De la orice. Iar povestea asta și cu alcoolul, stată, acolo dacă ai depășit 0,1 sau 0,00 la 1000 grame de alcool în sânge, regulile sunt clare, e vorba de procedură, e vorba de cifră, dar credeți-mă că nu cred că există americani care contează care să nu fi făcut măcar 2 zile de pușcărie în America. Asta e la ordinea zilei, adică e ca la noi... N-ai dosar la DNA, nu contezi. În America n-ai făcut 2 zile de pușcărie, nu contezi. Da, acum mi-am adus aminte, spuneați că hidrantul e sacru. Și la noi o parte din hidrați sunt sacri, nici măcar pompierii nu-i pot atinge. Știți de ce? Că nu corespund gurile de manșoanele, știți? De fapt, doar la suprafață și dedesubt nu e nimic, adică e hidrant, dar apă n-are. Dar e bifat. Corect. Vine comandantul, trece acolo avem hidrat, dar nimeni nu le face, cred, poate greșesc, revizia și simulări. Știți cu ce au câștigat occidentalii foarte mult? Mereu lucrează cu simulări. Eu știu din profesia mea, mereu se fac simulări, iar aceste simulări permanente și monitorizarea permanentă pot întreține un sistem funcțional. Dacă nu, restul e poveste. La noi facem simulări pe bază de stimuli. Dar mă rog. Bun, acum se pare că au nevoie de stimuli electrici unii. Da, da. Ca să nu le zic șocuri. Șocuri. Domnul Liviu Arbuz, îmi pare rău pentru defecțiunea tehnică și că n-am putut face emisiunea așa cum mi-am dorit. Vă așteptăm la Piatra Neamț, mai fac o precizare și o să vă mai pun o întrebare la final. Precizarea e că astăzi va fi o conferință de presă a Pro-România și cred că n-are nicio legătură cu faptul că Pro-România vrea pe lângă PSD, întrucât se desfășoară, din câte am înțeles, în sediul Consiliului Județean. Sigur există o factură și o chitanță pentru închirierea sălii, dacă nu putem considera că Pro-România este un fel de asociație culturală care poate beneficia de gratuitate pentru o conferință de presă. Și spuneați că v-ați dat demisia... Nu, spuneați că v-ați dat demisia din Pro-România, aveți cumva și o adeziune scrisă sau aveți, ca să spunem... Adeziunea nu e cazul, e o dezadeziune, adică o să vă trimit demisia pe care am înregistrat. Nu, dacă aveți o adeziune la alt partid, asta vă întrebam. Nu așa repede, stați, lăsați-mă să-mi revin. Păi eu vă las, dar nu o să vă lase partidele. Sunteți, ca să spunem așa, un trofeu. Vă rog
frumos aprobați adeziunea la mesagerul și la cafeaua de dimineață și după aia mai vedem. Deci este aprobată, este aprobată, dar atunci va trebui să apăreți mult mai des la mesagerul și la cafeaua de dimineață. Eu aș apărea, dar nu vedeți că mă tăiați pe imagine, nici n-am intrat bine. Da. M-am întors din vacanța. Este vina mea, dumneavoastră. E vina mea, ca de obicei. Snagovul este un loc... Este un loc, Snagovul este un loc în care se întâmplă multe lucruri care sunt greu de explicat. Bună. Deci... Este o zonă elitistă, din păcate. Asta spuneam și eu. Nici semnalul nostru nu ajunge bine acolo. Da. Vă mulțumesc pentru... Foarte mult și abia aștept să ne revedem. Aștept să ne revedem în studio și să putem face o emisiune cap-coadă. Bine, numai bine. La revedere. La revedere. Bogdan.